Proiectul Youth in Action, Civic and Inclusive este a treia activitate a Asociației Pro-Dezvoltare Dacia din Drăgășani. În cadrul mobilității de 10 zile, în localitatea Horeză au participat 40 de persoane, dintre care 32 de tineri, 6 lideri și 2 facilitatori, atât din România cât și din Republica Moldova. Acest proiect Erasmus Plus este menit să ajute la incluziunea tinerilor cu oportunități reduse prin activități civice de informare, conectare și implicare în activitățile proiectului. Proiectul este un proiect implementat prin programul Erasmus Plus, cofinanțat de Uniunea Europeană. Acest proiect reprezintă a treia activitate care se desfășoară ca urmare obținerii acreditării Erasmus Plus în domeniul tineret, obținut de către Asociația Pro-Dezvoltare Dacia din Drăgășani. Proiectul reunește 3 organizații din România și Republica Moldova. Activitățile mobilității s-au desfășurat în localitatea Horezu. Acestea au la bază metode non-formale. La finalul mobilității de 10 zile, tinerii și-au exprimat impresiile despre schimbul de experiență pe care l-au avut și și-au înmânat diplome, alături de câteva cuvinte despre colegi. Am venit în cel de-al doilea proiect Erasmus alături de cei de la APDD. Împreună am reușit să participăm în cadrul a două proiecte. Acum suntem în cel de-al doilea proiect Youth in Action, Civic and Inclusive. Am căpătat niște informații utile. Am reușit să învățăm tinerii să includem în viața socială și să le oferim niște informații cu privire la implicarea civică și voluntariat. În cadrul acestui proiect, eu am învățat foarte multe lucruri noi datorită metodei non-formale de educație, care consta în diferite workshop-uri, team building-uri, în care noi, ca tinerii, ne implicam activ. Deci nu era ceva tradițional, era o învățare non-formală, ci o metodă foarte interactivă, care consider și a avut rezultate foarte mari în cadrul acestui proiect. La fel, mi-a plăcut foarte mult organizarea proiectului. Ne-am distrat foarte mult, am avut un, să spunem așa, un schedule foarte liber, în care lucrurile nu am fost prea tare ocupați, am călătorit, am explorat lucruri noi, am făcut intercultural exchange, da, am aflat noi culturi, am comunicat cu oameni de alte etnități, astfel mi-am dezvoltat abilitățile mele profesionale pe care o să le aplic la mine în localitate. Youth in Action, Civic and Inclusive este primul meu proiect Erasmus Plus în care particip și vreau să spun că am învățat foarte multe lucruri. În primul rând mi-aduc aminte de prima zi în care am învățat foarte multe nume. Foarte multe. Și am rămas și cu foarte mari prietenii. Am învățat să fiu un cetățean bun, să lucrez în echipă, să fac proiecte. Mi-am dezvoltat abilitățile de vorbit în limba engleză. Am scăpat de tracul de a vorbi în fața anumitor persoane sau mai multor persoane. Și am rămas cu amintiri foarte plăcute și îmi doresc să lucrez, să merg în cât mai multe proiecte de acest gen. Este prima dată când particip în acest tip de proiect. Aș vrea să mulțumesc Asociației APDD pentru această experiență unică, care ne-a învățat să socializăm, să creăm noi prietenii și să aflăm o grămadă de lucruri despre alte culturi și civilizații. Pe lângă activitățile principale ale proiectului, tinerii au putut experimenta muzica și dansurile locale.